dragi telespectatori, mi-am dorit de mult această întâlnire cu dumneavoastră. În aceste vremuri speciale pe care le trăim, chiar am considerat că este necesară și face parte din misiunea mea ca preot. De aceea mă bucur să ne întâlnim acum. Este un timp special, o stare specială, nemai întâlnită de noi, cei de acum. Războaiele mondiale, deși au primit acest nume, mondial, și au cuprins aproape toate statele lumii, s-au desfășurat doar în unele părți ale globului. Acum însă, toți oamenii de pe planetă sunt înfricoșați și se întreabă, ce va fi? Peste voia tuturor oamenilor, a tuturor guvernelor, a tuturor celor puternici, dintr-o dată lumea s-a oprit. Ceea ce se petrece acum este comparabil, poate, cu marile evenimente biblice care au cuprins tot pământul, potopul din vremea lui Noe sau seceta din vremea lui Ilie. Lumea s-a oprit din graba ei, din vijelia și din vălmășala ei. Toate planurile și proiectele de viitor sunt acum puse sub semnul întrebării. Mai mult chiar, fiecare om se teme pentru viața lui. Vreau să vă reamintesc că de fiecare dată când apăream în fața dumneavoastră ca realizator al emisiunii Univers Creștin, vă spuneam că această emisiune aduce în casele dumneavoastră credință, pace și lumină, bună înțelegere între oameni, nădejde și bucurie. Acesta este rostul ei. Astăzi sunt în fața dumneavoastră fără a avea, ca de obicei, un invitat. Și pentru mine este o postură inedită, deosebită. De aceea m-am adresat direct conștiinței mele. Fiecare dintre noi, mai ales acum, trebuie să facă acest lucru. Obișnuim să spunem atunci când cineva săvârșește o faptă rea că nu are conștiință. Iar când noi am săvârșit o faptă rea, simțim mustrarea conștiinței. Observăm că ea, conștiința, este ceva deasupra noastră și care vine să pună în noi cumpăna dreptății, să ne conducă spre ceea ce este adevărat, bun, pașnic, curat și sfânt. Iată de ce spunem că ea, conștiința, este glasul lui Dumnezeu în om. Cei care ascultă de acest glas al conștiinței sunt de obicei acei oameni care împlinesc cele bune în viața lor și în viața societății. Sunt și acei oameni care săvârșesc rele, despre care spunem că au conștiința adormită de mulțimea păcatelor și a fără de legilor. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, fiecare adresându-ne conștiinței noastre, aș vrea să dăm răspuns unor întrebări care, cu siguranță, frământă mințile tuturor. Desigur, noi o facem dintr-o perspectivă creștină. O primă întrebare. De ce a îngăduit Dumnezeu să vină asupra noastră această grea încercare? Unii s-au grăbit să spună, un virus scăpat din laborator se răspândește în toată lumea, fără ca guvernele și statele să ia măsurile necesare. Se fac estimări economice, se vorbește despre consecințele grave, dar toate acestea nu constituie, de fapt, un răspuns. Ele sunt mai degrabă niște observații sau comentarii. Alții au rămas inconștienți și nepăsători. Și aceasta chiar la nivel mare, adică al unor șefi de state.
De aceea nu trebuie să ne surprinde ceea ce vedem la unii semeni ai noștri, inconștiența cu care au adus virusul și au răspândit boala. Cu toții însă încep să observe pericolul, unii mai încet, alții cu mare teamă. O minte cu o rațiune echilibrată și luminoasă va căuta la întrebarea pe care am pus-o un răspuns logic. Dacă Dumnezeu, Cel care a creat lumea și o iubește, a îngăduit această grea încercare asupra lumii, a făcut-o având un motiv temeinic, foarte serios. A observat că această lume nu merge pe drumul cel bun și ca un părinte iubitor vrea să o salveze, să o trezească, până nu e prea târziu. Faptul de a interveni în viața noastră sau a societății cu scopul de a ne îndrepta este propriul lucrării lui Dumnezeu. Din Pateric, carte care consemnează experiențele de înaltă trăire spirituală, duhovnicească, ale părinților din pustiul Egiptului, Ava Antonie ne spune: ridică ispitele și nu se mai mântuiește nimeni. Cu alte cuvinte, atunci când nu se confruntă cu unele adversități, cu boli, cu necazuri, cu vrăjmășia semenilor, omul este tentat să devină un mic Dumnezeu, ba uneori chiar vrea să fie unul mare. Omul a pierdut identitatea sa, a uitat cine este, cine l-a creat și cu ce scop l-a creat. Să ne reamintim. Omul este creat de Dumnezeu. El este Tatăl nostru. Noi, cu toții, suntem frați. După ce a încheiat actul creației, s-a adresat lui Adam și Evei cu binecuvântare: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământ. Așa a fost voia lui Dumnezeu și a creat bărbatul și femeia. În înțelepciunea lui Dumnezeu, ideea de bărbat și de femeie, așa cum au fost creați, reprezintă modalitatea cea mai înaltă și mai potrivită pentru a sluji scopului existenței. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că există ceva mai bun, nu ar fi ezitat să creeze. Avea această putere. Încă dintr-un început, Dumnezeu avea stăpânirea și cunoașterea tuturor formelor creației tehnice și științifice, la care s-a ajuns astăzi și încă a tot ceea ce se va descoperi în continuare, și chiar și ceea ce poate savanții de azi încă nici nu gândesc sau nu intuiesc. Deci, având această sumă a înțelepciunii din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu l-a creat astfel pe om. Dumnezeu a creat bărbatul ca o entitate de sine stătătoare și neschimbabilă. Și femeia de asemenea. Cel care încearcă să schimbe ceva, cel care încearcă să schimbe ceva în acest mod de existență, vrea să îl corecteze pe Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu, bărbat și femeie, cu scopul de a avea și de a întemeia o familie, de a naște prunci, de a stăpâni pământul și de a fi fericit. Atunci când în toate acestea intervine o schimbare, ea este o deturnare a voii și înțelepciunii inițiale a lui Dumnezeu, adică o pervertire, un păcat. O altă problemă de mare importanță
este modul în care omul a înțeles să își exercite stăpânirea asupra Pământului. Cosmosul, natura, Pământul au fost create de Dumnezeu pentru a fi mediul în care omul să trăiască bine, să existe. Așa cum se observă cu ușurință de către toată lumea, intervenția omului asupra mediului existenței noastre este brutală, de natură să polueze și să distrugă prin defrișări și chimizări, prin dorința de a se îmbogăți. Din lăcomie și din dorința de a produce mai mult, prin chimizare excesivă, hrana omului a ajuns să fie otrăvită. Aerul devine de nerespirat, chiar nociv. Dar toate aceste, așa zise, lucrări care distrug natura și mediul existenței noastre sunt împotriva voii lui Dumnezeu, pentru că distrug natura și otrăvesc viața. El, Dumnezeu, vrea să ne trezim, să devenim responsabili. Lăsați pădurile să crească, florile să înflorească, grâul să se înmulțească, păsările să zboare și omul va fi fericit. Ca oameni creați de Dumnezeu, suntem copii ai aceluiași părinte. Suntem frați. Am primit de la Dumnezeu o poruncă frumoasă și luminoasă. Să vă iubiți unii pe alții. Și chiar ne spune cum. Așa cum v-am iubit eu, iar Hristos a iubit lumea atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Cu mare tristețe constatăm că lumea s-a cufundat în ură și răutate, atât în familie, cât și în societate și în întreaga lume. Ceea ce nu înțelege omenirea este că atunci când urăști pe semenul tău, pe fratele tău, de fapt urăști creația lui Dumnezeu. Dar să trecem la o altă problemă. Oamenii sunt astăzi foarte ocupați. Uneori problemele de servici îi preocupă până la stres. Venind acasă, se eliberează cu greu de această stare. Televizorul, telefonul mobil, calculatorul, jocurile pe calculator, internetul, sunt cele care le ocupă timpul. Relația cu familia este una foarte sumară. De multe ori, în familiile unde sunt copii, liniștea este asigurată prin așezarea copiilor în fața televizorului, a tabletei sau a telefonului mobil. Educația se face prin delegație cu tableta și televizorul, fără nici o supraveghere din partea părinților. Dragii mei, este firesc ca în această emisiune să punem întrebarea: care este relația noastră cu Dumnezeu? În fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre, primim darurile lui Dumnezeu. Conștiința noastră trebuie să răspundă câtorva întrebări. Cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ni le dă? Și cum știm să fim recunoscători? Cum și cât împlinim starea noastră necesară de rugăciune? Ai fost la biserică cu regularitate? Te-ai spovedit? Cu semenii tăi ai încercat să ai o relație așa cum o dorește Dumnezeu, plină de iubire? În modul tău de viață ai încercat să trăiești fiecare poruncă a lui Dumnezeu? Sunt lucruri, sunt întrebări asupra cărora trebuie să reflectăm cu multă atenție. Ceea ce se petrece acum, cu puține zile în urmă,
era de neimaginat. Această lume este chemată să privească în oglinda conștiinței. Zilele acestea am citit și am auzit mărturii impresionante. Unii cu un greu sentiment de vinovăție mărturisesc: l-am supărat pe Dumnezeu cu necurăția, cu răutatea, cu neiertarea, cu mândria, cu desfrânarea, cu ura și răzbunarea, cu nemilostivirea, cu minciuna, cu nedreptatea și cu multe altele. Alții, fără nicio raportare la Dumnezeu sau culpabilizare, văd izvorul răului care a cuprins lumea în incompetența guvernului, a primăriilor, în inconștiența celor care au venit din străinătate aducând și răspândind virusul și în incompetența sistemului de sănătate. Iar alții au mers mai departe, văzând tot răul în biserică, în preot și în lingurița cu care acesta oferă trupul și sângele Domnului. Oarecum, ca o replică, au venit cuvintele: ați aruncat cu pietre asupra catedralei mitropolitane și a Bisericii Sfinții Trei Erari, ați liberalizat avorturile și ați ucis pruncii, nu ați votat referendumul pentru familie, ați trăit cu ură și dușmănie, cu dorința de răzbunare. Desigur, modul acesta de a arunca cuvinte grele nu este de factură creștină. Chiar și numai pentru faptul de a repeta aceste cuvinte, în calitate de preot, mă fac să mă simt într-o postură jenantă. Dar voi apela din nou la părinții Patericului pentru a găsi răspunsul. Ava Paum vă spune: pentru că oamenii umblă după voia lor și nu după voia lui Dumnezeu, mare este necazul ce va să vină. În acele vremuri se va rătăci dragostea multora, va fi necaz și boală multă. Năpădirile păgânilor și pornirile neamurilor străine, neastâmpărul conducătorilor lumii, desfătarea, lenevirea, oamenii vor fi mândri și gâlcevitori, leneși la rugăciune, clevetitori, ocărând înțelepciunea bătrânilor evlavioși. Va fi în popor multă necredință, desfrânare, urâciune, vrajbă, zavistie, întăritări, furtișaguri și beție. Cred că fiecare dintre noi a înțeles motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit asupra noastră această grea încercare. Acum însă, ce trebuie să facem? Ce avem de făcut? Ava Pimen spunea: ce vom face când ne va încerca Dumnezeu? Și răspunde: vom plânge păcatele noastre. Aceste cuvinte, vom plânge, nu au nici de cum un sens tragic, lipsit de perspectivă, ci dimpotrivă. Este șansa pe care Dumnezeu ne-o dă. Aceea ca fiecare dintre noi, cântărind bine modul său de existență de până acum, să facă o reconsiderare a vieții sale. Cum trebuie să fiu? Cum trebuie să văd Sfânta Scriptură? Ce mă învață Sfânta Scriptură? Ce mă învață Biserica? Ce mi-a spus duhovnicul? Toate aceste întrebări, desigur, au în vedere o schimbare a noastră. Am fost egoiști, am uitat să iubim, să iertăm, să trăim cu inimă curată și plină de dragoste. Starea de claustrare de acum, asemeni
unui fel de detenție în care suntem, este de natură să ne despartă și să ne arate valoarea comuniunii, a șederii împreună cu cei dragi. Noi suntem închiși în casele noastre, afară pomii înfloresc, păsărelele cântă, aerul este mai curat. Parcă nu am știut să prețuim toate acestea. Acum, mai ales, am putut să vedem puterea lui Dumnezeu, care, într-o clipă, a schimbat modul de a fi al lumii. Totul s-a oprit. Totul ne sperie. Parcă am dat cu fruntea de pragul de sus. Este momentul să ne trezim. Mai întâi, plin de iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri, să ne întoarcem cu credință în biserica noastră. Despărțirea noastră de Sfânta Liturghie și de rugăciune, prin închiderea temporară a bisericilor, a adus multă tristețe, o mare lipsă pentru sufletele însetate de rugăciune, pentru întâlnirea cu Hristos, izvorul vieții și al bucuriei noastre. Să iubim și să lucrăm totdeauna pentru credință și adevăr. Schimbarea trebuie să plece de la fiecare din noi, în mod personal. În familiile noastre să arătăm iubire și înțelegere, răbdare și bunăvoință. Să descoperim valoarea semenilor noștri. Suntem fii ai aceluiași părinte. Suntem frați, nu dușmani. Nu avem deschidere și dragoste să cunoaștem pe vecinii noștri, pe colegii noștri de servici. Nu am avut inima deschisă să vedem suferințele celor din jurul nostru, pe cei nevoiași, pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei care sunt în necazuri. Hristos ne-a dăruit porunca iubirii. Trăiți în iubire și în frumusețe și este singura șansă a omenirii de a găsi calea fericirii și a bunei înțelegeri. Dragi telespectatori, mă adresez celor care au mai puțină credință. Împăcați-vă cu Dumnezeu și cu biserica și veți netezi calea dumneavoastră și a noastră spre bine. O lume fără Hristos este sortită pieirii. El însuși ne spune, fără mine nu puteți face nimic. Și acum mă adresez tuturor, dragii mei, faptul că acum trecem printr-o grea încercare ne ajută să înțelegem că viața noastră a fost pe o cale greșită. Și pentru că Dumnezeu a îngăduit aceasta, El ne arată că nu îi place cum suntem și că vrea să ne schimbăm în bine. Să recunoaștem că noi înșine am fost nemulțumiți de modul de a fi al lumii și al nostru. Din perspectivă creștină, nu rămâne altceva decât să ne înnoim, să fim mai buni, să ne umplem de iubire unii față de alții. Părintele Cleopa spunea, rugați-vă mai mult, cu sete curată să intrăm în biserică, să îl descoperim pe Hristos care ne așteaptă cu inima aprinsă de iubire. Din Sfânta Scriptură îl vom auzi spunând, pe cel ce vine la mine, nu îl voi scoate afară. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului. Și mai spune, cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi izbăvi și tu mă vei preamări. Deși trăim cu sentimentul culpabilității,
Aceste cuvinte ne dau multă nădejde. Dumnezeul nostru este Domnul bunătății, al milei și al iertării. Să ne apropiem de El cu dragoste. Primul cuvânt pe care l-a rostit după înviere Mântuitorul a fost adresat femeilor mironosite și prin el nouă tuturor. Bucurați-vă! De ce să ne bucurăm? Pentru că Hristos este cu noi și acolo unde este El, nu este nici o lipsă. Să ne hotărâm să fim mai buni, mai credincioși, să ne umplem de iubire și așa să trăim viața dăruind-o lui Hristos și semenilor noștri. Cu aceste gânduri și cu această credință să petrecem și marea sărbătoare a învierii Domnului. Deci, bucurați-vă! Hristos este cu noi. Bucurați-vă!